După ce băncile au început să scadă dobânzile fixe la creditele ipotecare, românii își pot reduce ratele, dar și perioada creditului. Cei drept, refinanțarea presupune costuri în plus. În schimb, rata poate fi redusă cu peste 300 de lei, iar perioada creditării chiar și cu 8 ani. În ultima perioadă, băncile din România au început să scadă dobânzile fixe la creditele ipotecare. Acum acestea se situează în jur de 6%, în timp ce anul trecut dobânzile fixe la majoritatea băncilor erau de minim 7%. Băncile caută în această perioadă să își atragă noi clienți prin oferte cât mai interesante, cu dobânzi destul de mari, dar niște dobânzi fixe raportat la ce s-a întâmplat în perioada anterioară. Mai cu seamă că creditarea s-a prăbușit practic în ultimele luni, urmare a creșterii prețurilor imobiliarilor și a scumpirii taxelor. Gândiți-vă că TVA-ul pentru locuințele noi a crescut de la 5 la 19%. În acest context, sfatul specialiștilor este refinanțarea. Ne raportăm la un credit ipotecar de 260.000 de lei luat pe 25 de ani în baza de IRCC, pentru care rata ajunge la 2.003 lei. În acest caz, consumatorii își pot reduce rata lunară sau perioada creditului. În primul rând, refinanțarea cu reducerea ratei. Iată, vedem aici o rată de 1.659 de lei de la 2.003 lei. Perioada rămâne de asemenea 25 de ani, se schimbă dobânda. Deci dobânda ar fi 5,9, adică o dobândă fixă pentru 5 ani, plus 8,48. O altă metodă de refinanțare se referă la anume reducerea perioadei. Și iată, aici vedem principala diferență, de la 25 de ani la 17 ani. De asemenea, pentru primii 5 ani ne referim la o dobândă fixă de 5,9%, plus 8,48% pentru următorii ani, ceea ce înseamnă de asemenea IRCC plus marja băncii. Rata este ușor mai mare decât în primul caz, când am avut o rată de 2.003 lei. Iată, în cazul acesta vedem o rată de 2.022 de lei. Totodată, dacă alegeți să faceți o refinanțare, trebuie să știți că veți mai scoate din buzunar câteva mii de lei. În general, refinanțarea presupune un cost cu terții, adică cu notar, evaluator, ca la un credit nou ipotecar, pentru că trebuie să iei un nou credit, să semnezi un nou contract de ipotecă pentru o nouă valoare, poate un nou contract de asigurare. Deci aceste costuri cu terții mai variate. Deci ca și pași, te duci la bancă, se face o nouă evaluare, o nouă aprobare financiară pentru un astfel de credit de, să zicem, 50.000 de euro echivalent în lei. Costurile cu terții sunt undeva la 3.000 de lei. Conform BNR, nivelul maxim al gradului de îndatorare pentru creditele în lei este de 40%, iar la cele în valută de 20%.